Cuvântul care zidește. Bun găsit, dragi ascultători! Sunt preotul Narcis Stupcanu și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Cuvântul care zidește. Dragi ascultători, se pare că în ultima vreme ne-am obișnuit să nu mai avem încredere, să nu fim siguri că cineva, dacă ne-a promis ceva, și îndeplinește. De asemenea, și noi ne-am obișnuit că atunci când facem promisiuni, să nu încercăm neapărat să ne ținem să le și îndeplinim. E drept că suntem din ce în ce mai ocupați și ne plângem de lipsa de timp, dar nici acest lucru nu ne îndreptățește să nu ne respectăm promisiunile făcute. De aceea vă invit astăzi să vedem împreună ce înseamnă să împlinești făgăduința sau promisiunea. Mântuitorul Hristos spunea să fie cuvântul vostru ceea ce este da, da și ceea ce este nu, nu. Pentru că noi creștinii trebuie să fim oameni ai dreptății și ai adevărului. Plecând de la acest lucru, mergem mai departe și iată ce spunea Sfântul Grigorie de Nisa: la creștini, făgăduința înseamnă datorie. Scriitorul bisericesc Clement Alexandrinul lăuda și el atitudinea celor care spun întotdeauna adevărul. Ce adevărate sunt cuvintele celor care nu pot minți, spunea el. Iar în altă scriere, și anume Cuvânt de îndemn către eleni, spunea că adevărul locuiește în cele trei părți ale ființei noastre: în mâini, în gură și în inimă. Cuvintele acestea sunt adevărat simbol, că prin trei acțiuni se realizează adevărul: prin voință, prin faptă și prin cuvânt. Așadar, observăm că încălcarea promisiunii înseamnă minciună, înseamnă lipsă de demnitate și exemplele pot continua. Ori nu putem susține aceste entități și să nu ne îndeplinim făgăduințele sau promisiunile noastre. Ce trebuie să facem însă când promitem ceva rău? Să ne ținem promisiunea sau să ne încălcăm cuvântul dat? La aceste întrebări sperăm să găsim răspunsul în câteva dintre textele Sfântului Ioan Casian din convorbirile sale duhovnicești. Iată ce spunea Sfântul Părinte: o hotărâre pripită se va schimba cu iertare, ba mai mult, cu laudă. Dacă va trece la o parte mai bună și nu trebuie socotită călcarea cuvântului dat, ci îndreptare curajoasă, ori de câte ori făgăduiala este cu lipsuri. Acestea toate se pot dovedi foarte limpede și prin mărturiile Scripturii, care arată cât de nimicitor a fost pentru mulți faptul că și-au respectat angajamentele și cât de folositor și de sănătos a fost dimpotrivă pentru mulți că s-au îndepărtat de ele. O mărturie foarte limpede pentru ambele situații ne oferă exemplul Sfântului Apostol Petru și cel al lui Irod. Cel dintâi, fiindcă a renunțat la hotărârea întărită cu jurământ pe care o luase zicând: nu-mi vei spăla niciodată picioarele, a meritat soarta nemuritoare a lui Hristos, dar fără îndoială că ar fi trebuit să se lipsească de harul acestei fericiri dacă ar fi ținut cu încăpățânare să-și îndeplinească cuvântul dat. Iar cel din urmă, credincios unui jurământ pripit, a devenit un ucigaș foarte crud, condamnând la moarte pe înainte mergătorul Domnului, și din teama deșartă să nu-și calce jurământul, s-a cufundat singur în osândă și în chinurile morții veșnice. În toate lucrurile, așadar, trebuie avut în vedere scopul și după el trebuie condus mersul acțiunilor noastre. Dacă printr-o judecată mai chibzuită am văzut că un plan al nostru ne duce la ceva rău, este mai drept să-l părăsim, chiar printr-un mijloc nepotrivit, pentru a trece la o situație mai bună, decât să ne legăm cu încăpățânare de stări care ne-ar duce la păcate mai grele. Potrivit cuvintelor Sfântului Ioan Casian, dragi ascultători, trebuie să urmărim scopul promisiunii noastre. Și iată că există și momente când ne putem încălca promisiunea,
însă doar atunci când urmările ei pot fi nefaste. Căci încălcarea unei făgăduieli nesocotite, spunea tot Sfântul Ioan Casian, n-are nimic rău în ea, dacă în orice împrejurare se are în vedere numai scopul, adică țelurile evlaviei. De aceea, în tot ceea ce facem, ne trebuie și puțină discernământ. E necesar să deosebim binele de rău. Pe lângă acestea, mai trebuie să ne gândim că și gândurile noastre sunt cunoscute de către Dumnezeu și El va ține cont la judecata finală, inclusiv de ceea ce am gândit. Sfântul Ioan Casian surprinde și acest aspect și ne spune că Dumnezeu nu este numai cercetătorul și judecătorul vorbelor și faptelor, ci și cunoscătorul gândurilor și intențiilor noastre. Dacă vede că noi am săvârșit sau am promis ceva pentru mântuirea veșnică și pentru contemplația divină, chiar dacă acestea apar oamenilor ca ceva aspru și nedrept, El totuși, ținând seama de evlavia adâncă din inima noastră, nu judecă glasul cuvintelor, ci ținta voinței noastre, fiindcă trebuie avut în vedere scopul faptei și intenția făptașului. Dragi ascultători, un exemplu grăitor cu privire la promisiune și încălcarea ei îl găsim în Sfânta Scriptură și anume într-o pildă rostită de Mântuitorul Hristos. Un om avea doi fii și ducându-se la cel dintâi i-a zis, Fiule, du-te astăzi și lucrează în via mea. Iar el răspunzând a zis, Mă duc, Doamne, și nu s-a dus. Mergând la al doilea i-a zis tot așa, acesta răspunzând a zis, Nu vreau, apoi căindu-se, s-a dus. Cu siguranță cel de-al doilea fiu a fost răsplătit, dar nici atitudinea lui nu a fost întru totul de lăudat. Atunci când și-a refuzat tatăl, i-a produs acestuia supărare. Prin faptul că s-a căit de ceea ce făcuse, deducem că și fiul și-a dat seama de supărarea pe care i-o pricinuise tatălui. Dar probabil că bucuria faptului că i-a împlinit până la urmă porunca a șters supărarea de dinainte. La fel procedăm și noi, adeseori, cu Dumnezeu și cu oamenii. Facem promisiuni pe care nu le respectăm sau nu facem promisiuni, iar mai pe urmă găsim de cuvință să alegem binele, dreptatea și adevărul. Deși nici cea de-a doua variantă nu este tocmai bună, este de preferat față de prima. Se poate întâmpla, de asemenea, să fim nevoiți să renunțăm la o făgăduință pentru a nu supăra pe cineva. Bineînțeles că situațiile de acest gen trebuie tratate cu discernământ. Tot Sfântul Ioan Casian, în Convorbirile duhovnicești, explică și o astfel de întâmplare. Și iată ce spune. Ce face cineva dacă de la început, dându-și cuvântul, a refuzat paharul de apă oferit de un frate, declarând că în niciun caz nu va primi ceea ce acela, bucuros de vizită, se roagă stăruitor să nu fie refuzat? Oare e bine să-l refuze pe fratele care, îngenunchiat și așternut la pământ, nu crede altceva decât că își îndeplinește datoria de a primi cu dragoste pe cineva și pentru această dragoste se ostenește, sau dimpotrivă, să stăruie cu încăpățânare în hotărârea sa și în cuvântul pe care și l-a dat față de sine la început? Iată deci că atunci când suntem în situația de a face o promisiune, trebuie să ne gândim dacă nu cumva prin acea promisiune îl supărăm pe Dumnezeu sau pe semenii noștri. Să ne gândim bine apoi și să nu făgăduim nimic din ceea ce știm că nu putem face, pentru că ne micșorăm singuri demnitatea și nu facem altceva decât să mințim. Suntem creștini și trebuie să fim oameni ai adevărului. Dacă nu susținem adevărul, atunci viața noastră s-ar putea sfârși în minciună. Dacă numai o singură dată negăm adevărul și mințim, suntem subjugați de aceasta și suntem obligați mai apoi să facem mult mai multe concesii. Dar, spre o deosebire de minciună, adevărul este întotdeauna același în sine, spunea Sfântul Ambrozie al Milanului. Nu poate să se schimbe și să tăgăduiască. Ceea ce nu este adevărat este minciună, iar minciuna nu este putere, ci slăbiciune.
Adevărul nu se poate nici schimba, fiindcă alcătuirea lui nu primește slăbiciunea. Aici a sfârșit ediția de astăzi a emisiunii Cuvântul care zidește. Sunt preotul Narcis Stupcanu, vă mulțumesc pentru atenția acordată și în final vă invit să meditați la cuvintele Sfântului Grigorie de Nisa. La creștini, făgăduința înseamnă datorie.